Potrivit ce Dâmbovița va fi un drum cu patru benzi care va ajuta la eliminarea traficului greu din Pucioasa, Fien, Brănești și Moțeeni. Soluția propusă de Consiliul Județean în Dâmbovița este un drum cu o lungime de 12,68 km care pleacă din Brănești și urmărește cursul râului Alomița. Punctul de reintrare în DN71 este la ieșirea din Fien, în Comuna Buciumeni. Vor fi câte două benzi pe sens, patru poduri și 13 pasaje. La capetele traseului sunt prevăzute două girații pentru a asigura toate relațiile de deplasare. Vor fi de asemenea două noduri intermediare, unul care va permite legătura cu DC-136A în Puceasa și altul care face legătura cu DN-71 la intrare în Fieni.